Aceasta a fost atmosfera ieri în centrul orașului Plopeni, unde aproximativ 200 de persoane au dat curs acțiunii de protest inițiate de PSD Prahova, care a organizat un meeting pentru demiterea lui Traian Băsescu. Traian Băsescu și Camarila sa portocalie a tăiat salariile cu 25%, a tăiat pensiile, a închis peste 160 de spitale, a închis peste 200 de școli, a închis peste 740.000 de locuri de muncă. În Parlament am votat pentru suspendarea lui Traian Băsescu, ne-am asumat toate riscurile, ați văzut că acum ne amenință cu dosare penale, dar nu ne este frică pentru că știm că aceasta este voința dumneavoastră, este voința marii majorități a românilor. Noi l-am suspendat, vi l-am dat pe tavă, ciuruiți. Sunt supărat că a închis spitalul de la orașul Clopeni și orașul Slănic? Sunt supărat că pe Valea Slănicului a închis 42 de școli? Sunt supărat pe Băsescu pentru că și-a bătut joc de învățători și de profesori mei în comuna Dumbrăvești? Oamenii au explicat că au toate motivele ca la conducerea țării să nu se mai întoarcă Băsescu. Spitale închise, școli desfințate, oameni plecați din țară și multe altele. Viața nu-i numai grea, grea, grea cu Băsescu. Ducă să se ducă. La 995 de lei mi-a luat 510 lei ceaseu, iar acum plătesc numai 14 lei. 41 de lei am primit înapoi luna trecută, 41 de lei am primit luna asta. Și domnul Băsescu a întrebat actualul guvern, de unde ne dă banii? De ce ne dă banii înapoi? Dar el de ce nu se duce la pușcărie cu boc, că a făcut genocid în cadrul populației și a țării și ne-a luat banii? Să ducă la pușcărie. Ne mulțumim. În ultima vreme traiul mai dificil, pensii foarte mici, locuri de muncă pentru tineretul ăsta, care au plecat în toată lumea, ne-a lăsat copilașii să-i creștem și e foarte greu. Astăzi, tot la inițiativa PSD Prahova, oamenii s-au mobilizat și la Vălenii de Munte.